având atâtea de multe cuvinte în Sfânta Scriptură și atâtea epistole scrise credincioșilor, la un moment dat s-ar putea să fim puțin confuzi sau debusolați cu privire la ce înseamnă viața noastră creștină. Petru începe în versetul 1 să ne spună felul în care se primește viața creștină. Da? Viața creștină nu începe cu ceea ce noi facem, ci viața creștină începe cu ceva ce Dumnezeu a făcut față de noi. Acesta este un lucru care ar trebui să ne umple inima de bucurie și de laudă față de Dumnezeul nostru. El spune către cei ce au căpătat. Nu știu dacă vă place expresia pe care o voi folosi, dar într-un fel noi suntem niște cercetori în lumea asta, pe care Dumnezeu i-a întâlnit și pe care Dumnezeu i-a îmbogățit cu cel mai de preț dar pe care îl poate avea cineva pe planeta aceasta, și anume darul credinței. Niciunul dintre noi, prin propriile noastre puteri, nu putem produce credința. Nu poți spune un om singur el și să spui, uite, stai aici, strofoacă-te cât poți tu, ca să ai credință în Dumnezeu. Acum vreau să gândiți bine la darul acesta credinței, pentru că spune aici în Scriptură că această credință a fost căpătată. Am căpătat credința. Ce înseamnă că ai căpătat credința? Păi înseamnă că n-ai făcut o afacere. Nu te-ai dus la Dumnezeu și ai zis, Doamne, îți dau asta și de unde ai schimb credința. Nu! Pentru că am căpătat-o. A fost un dar de la Dumnezeu credința. Dar gândiți-vă puțin la lucrul acesta. Însuși primul act pe care noi l-am făcut în momentul în care a fost mântuiți, a fost primit de la Dumnezeu. Lucru pe care Dumnezeu îl cere unui om prin Evanghelie, care este? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu asta spune Evanghelia. Pocăiți-vă, asta e chemarea Evangheliei. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci Dumnezeu ne spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta e porunca Sfintei Scripturi. Și în același timp, după ce ne-am pocăit și am crezut, Dumnezeu vine și ne spune, această credință este căpătată de la mine. Asta este un dar dumnezeiesc divin. Confuzia care vine uneori este din cauza faptului că noi trăim într-o țară în care toată lumea spune că crede. Dacă te duci și te întâlnești cu oamenii, l-ai întrebat simplu, auzi, tu crezi în Dumnezeu? Ce o să spună cei mai mulți oameni din România? Ce o să spună? Da, cred. Da, cred. Cred și eu în Dumnezeu. Și ce e interesant, la 30 secunde după ce ți-au spus că da, cred, dacă le întrebi următoarea întrebare, ați putea să le folosiți astea două întrebări când discutați cu oamenii. Unu, crezi în Dumnezeu? Spune, da, cred. A doua întrebare pe care trebuie să o spui asta. Unde te duci la noapte dacă mori? Ce o să spună omul? Nu știu. Sau? Dumnezeu știe. Sau? Unde merge toată lumea? Acolo mă duc și eu. Sau? S-o întors? Cineva de dincolo? Deci el îți spune așa. Da, cred în Dumnezeu și după 20 de secunde spune, dar n-avem nicio dovadă. Ce, s-o întors cineva de dincolo? Adică la 20 de secunde distanța a contrazis prima lui afirmație. Prima dată au spus că crede în Dumnezeu, după aceea spune că nu crede în Dumnezeu, că nu crede nici în înviere, nu crede nimica. S-a întors cineva de dincolo? Păi însuși creștinismul este fundamentat, este întemeiat pe faptul că s-a întors. Cine s-a întors? Suntem atât de orbi că nu știm cine s-a întors? Cea mai importantă persoană din universul ăsta s-a întors. Doamne, Mohamed nu s-a întors. Buddha, alți idoli și alți Dumnezei pe care îi proclamă lumea asta nu s-a întors niciunul. Și ei nici măcar nu pretind că s-a întors. Că nu s-a întors. Și singura religie care proclamă că s-a întors cineva este creștinismul. Și așa zici și creștin când îi întrebi, doamne, ai siguranța vieții veșnice? Tu știi unde te duci dacă mori? Unde s-a dus toată lumea? Unde s-au dus părinții mei? Zice, măi, duce și eu acolo. Dar ce, s-a întors cineva de dincolo? Înțelegeți dumneavoastră, prin această expunere a ceea ce fac oamenii, înțelegeți dumneavoastră ce dar special ne-a dat Dumnezeu să credem în El? Biblia nu vorbește aici de o credință din aia cum au și draci. Nu spune Iacov? Și draci cred? Și să fiară, dar nu-i credința copiilor lui Dumnezeu? Să nu facem confuzie. Nu este credința copiilor lui Dumnezeu? La un moment dat spune în Ioan, și nu mai deschid acum, căutați dumneavoastră acasă, spune în Ioan că mulți au crezut în El. Și spunea următorul lucru, când va veni Mesia, Hristosul, va face minuni mai mari decât acesta? Pe cum o crezi în Iisus dacă nici măcar nu credeau că e Mesia? Adică ei credeau și eu, da, domnule, face vindecări, e interesant ce face Mesia, ce face omul ăsta. Da, Mesia o fi altul. Sau spune la un moment dat, tot Ioan, că mulți au crezut în El, dar se temeau să-L mărturisească pe față. Ce credință e aia?
care nici măcar nu-ți dă curajul să ieși în public sau când discuți cu cineva sau când stai de vorbă cu cineva să spui, da, domnule, eu cred. Și sunt gata să plătesc pentru credința asta. Înțelegeți dumneavoastră și înțelegem noi în seara aceasta că acest dar minunat al credinței vine de la Dumnezeu, este căpătat. Eu, unul, mă văd pe mine în felul acesta. Ca un cercetător care am umblat în nebunia minții mele, în lumea asta, lipsit de Dumnezeu, lipsit de satisfacție, lipsit de direcție, lipsit de semnificație. Aiurea! Cum am umblat toți dintre noi și cum umblă cei mai mulți oameni de pe planeta Pământ. Să se pare că își plănuiește, că își face o casă, că își cumpără o mașină, că nu știu ce. Habar nu are unde merge. El știe ce o să facă mâine. Dar ce știe el ce va fi poi mâine? Dacă ajunge în fața judecății. Habar nu are. El știe să răspundă. Sunt unii care pot să-ți răspundă la întrebări foarte importante. Din matematică, din fizică, din geografie. Dar nu știu unde să duc. Ce folos? Ce folos? Și dacă știi harta Pământului pe de rost, toate străzile. Ce folos dacă nu știi unde te duci? Când ai ajuns la moarte. Credința este acel lucru care ne leagă de Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi. Haideți să nu complicăm lucrurile. Ce înseamnă să crezi? Să crezi înseamnă să-L fi primit, să-L fi luat, să-L fi îmbrățișat pe Hristos pentru tine, ca Mântuitor. Înseamnă să fii pus încrederea în El. Nu știu dacă am o ilustrație mai bună pentru a arăta lucrul acesta. Să crezi înseamnă că dacă noi, cât să fie aici, am ajunge la Dumnezeu la judecată, prima echipă, și Dumnezeu te-ar întreba, repet lucrul ăsta, l-am spus și în locul ăsta și vin mai spun o dată, dacă Dumnezeu te-ar întreba, Ileana, Vasile, Costel, Andrei, Cristina, Persida, de ce să te las să intri în împărăția mea? Pentru ce motiv? Ce îi spune? Doamne, alții nu au venit joi la adunare, eu m-am dus în fiecare joi, sau aproape în fiecare joi. Alții nu s-au rugat, dar eu m-am rugat. Alții nu au dat, dar eu am dat. Alții nu au făcut bine, dar eu am făcut. Uite câți pocăiți sunt în numai în Oltenia, câți pocăiți care au stricat mărturia în fața lumii prin prostiile pe care au făcut. Dar eu nu, Doamne. De mine nu a putut să zică lumea. A, câteodată, dar nu prea multe lucruri rele. De asta te-ar primi Dumnezeu? Domnul Iisus. Nu. Singurul motiv pentru care Dumnezeu ne va lăsa să intrăm în împărăția Lui este pentru că noi am crezut în Domnul Iisus Hristos. Și știți ce? Nu o să ne putem bate în piept. O zi, Doamne, restul 6 se duce în iad dintr-un singur motiv, că nu a crezut în Tine. Dar eu am crezut. Nu ți-o mai grozav? El zice, nu, că eu ți-am dat darul credinței. Eu ți l-am dat. Uitați ce spune. Scrie către cei ce au căpătat o credință. Și fiți atenți cum o numește aici. De același preț cu a noastră. Și întrebarea este, care e prețul credinței? Ați cumpărat dumneavoastră credința? Ați plătit-o? Ați avut vreo întâlnire cu Dumnezeu special în care ați plătit credința? Nici eu n-am avut. Care e prețul credinței? Asta e întrebarea. Că asta spune Petru. N-ai cum să nu spui întrebarea asta. Petru spune că am căpătat o credință. Noi, cercetorii vagabonzii lumii astea, cum sunt toți oamenii până la urma urmei, am fost îmbogățiți cu o credință care, zice, are același preț cu a noastră. Și auziți. Prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce era drept? Vezi, e foarte ironic când îi auzi chiar pe oamenii lumii că vorbesc de dreptatea lui Dumnezeu. Zic la un moment dat oamenii, dacă aud de un caz, de o tragedie, o căzut pământul pe casele oamenilor, o venit o inundație, o venit o furtună și le-o distrus la oameni, sau se întâmplă o tragedie, unul omorât pe altul, sau unul a violat o fetiță, sau s-au întâmplat tragedii și tragedii. Oamenii se întreabă, unde-i Dumnezeu? De ce, zic ei, nu face dreptate Dumnezeu? Știți ce e interesant? Ei vor să facă dreptate Dumnezeu cu privire la alții. N-aș vrea să facă dreptate Dumnezeu când eu înjur, când eu prea curvesc, nu că fac lucrurile astea, da? Dacă nu omul face lucrurile, n-aș vrea să facă dreptate Dumnezeu când face el lucrurile astea. Ce ar fi ca de fiecare dată când oamenii lumii care zic, unde e Dumnezeu să facă dreptate? De fiecare dată când înjură, să-i dea Dumnezeu cu o cărămidă peste gură. Ar vrea să facă dreptate Dumnezeu? Nu. Și ce ar vrea? Doamne, să-L mai păsuiască, să-L mai treacă Dumnezeu, să-L ierte cumva, să facă Dumnezeu ceva. N-ar vrea niciun om lucrul ăsta. Cum ar fi ca de fiecare dată când un om se uită după o femeie și o poftește în inima lui, ăsta care cere dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu se dă două peste ochi. Iertați-mi limbajul. Ar vrea să facă Dumnezeu dreptate? N-ar vrea. Ascultați-mă, că n-ar vrea. De câte ori ar lua de pe la lucru sau de pe unde mai prinde el câte una alta care nu-i aparține, Dumnezeu se dă peste degete, se taie câte un deget. De fiecare dată când dă câte o semnătură falsă. Sau nu-și declară toată averea. Sau face evaziune fiscală. De fiecare dată Dumnezeu se taie câte un deget. Ar vrea să facă Dumnezeu dreptate? N-ar vrea.
vrea? Ce-i drept pentru noi? Ce-i drept pentru noi? Dreptul pentru noi să fim mântuiți? Dreptul pentru noi să ne ducem în împărăția lui Dumnezeu? Niciodată să nu spunem, Doamne, fă-ne dreptate! Fă dreptate, Doamne! Că dacă ar fi să facă Dumnezeu dreptate cu fiecare dintre noi, toți, fără excepție, ne-am duce în iad, în niciun alt loc. Mă înțelegeți ce spun? Toți, fără excepție, ne-am duce în iad. Da. Da. Dumnezeu a făcut dreptate. Și a făcut dreptate în persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu nu este politician român. Dumnezeu nu este nici măcar un popă român care zice, mă, ai venit, ai ploconit, ai făcut toate ritualurile alea, ești iertat, absolvit de păcate. Du-te liniștit înainte. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos a dat lui Hristos ceea ce meritam noi. Ce meritam noi? Dreptatea lui. Ce meritam noi? Moartea meritam. Meritam să plătim fiecare păcat al nostru pentru veșnicie. Și n-am fi terminat niciodată. Niciodată n-am fi terminat. Această credință noastră prin care noi primim mântuirea este câștigată cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Credința pe care tu o ai, un om simplu poate pe care nu cunoaște cei mai mulți credincioși din lumea asta, nu te cunosc. Credința ta are o valoare infinită datorită prețului care a fost plătit pentru ea. Care preț? Prețul sângelui Domnului Iisus Hristos. Noi suntem niște oameni simpli. La un moment dat s-ar putea în lumea asta mare să ne simțim așa, ca niște furnici. Un praf bătut de vânt. Fără niciun fel de semnificație și valoare în lume. Nu așa suntem în ochii lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când s-a dus ca mare preot la crucea de la Golgota și a murit pentru noi, El ne-a avut pe pieptul Lui, pe inima Lui. La fel cum se ducea marele preot în Sfânta Sfintelor și avea pe pieptul Lui, avea semințiile lui Israel. El știa pentru cine face ispășire. Și nu se ducea așa, zice, o vedea, poate cineva o fi scăpat. Nu! Hristos, când s-a dus la cruce la Golgota, ne-a văzut pe fiecare dintre noi. Și El ne-a dat valoare. El n-a murit pentru noi, fiindcă noi am avut valoare. El a murit pentru noi ca să ne dea valoare. Și în momentul în care ne-a dat credința și mântuirea, noi am devenit niște oameni extrem de valoroși în ochii lui Dumnezeu. Să nu mai spunem de faptul că Dumnezeu din veșnicie a gândit planul acesta de mântuire. Știind căderea noastră și păcatul nostru și mizeria în care noi urma să cădem. Am căpătat o credință, zice, de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. În traducerea GBV 2001 spune la evrei că Hristos este inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre. Sau în traducerea noastră, căpetenia și desăvârșirea. El este acela care face infuzie, care toarnă credință în noi. Ca noi să ne legăm de El și să credem în El pentru totdeauna. Și acum, știți ce e interesant? Am auzit foarte des oameni care zic în felul următor. Da, sună foarte bine. Mântuirea este numai prin credință. Știți ce e interesant? Foarte interesant și ironic în același timp. În vremea în care noi trăim acum sunt 500 de ani de la reformă. În 1517, Martin Luther a bătut niște teze pe acolo, biserică, în fine, pe niște porți, a avut el niște obiecții la religia catolică și așa mai departe, poate știți povestea. Nu e acum timpul. Și oamenii celebrează acum 500 de ani de la reformă. Printre principiile reformei a fost acest principiu sola fide, care înseamnă numai credință. Adică suntem mântuiți numai prin credință. Nu prin fapte, nu prin pomeni, nu prin indulgențe, nu prin târâit pe voți. Nu! Numai prin credință. Dar știți ce e mai curios lucru? Că bisericile astea care celebrează acum 500 ani de la reformă numai prin credință, învață următorul lucru. Zice, da, suntem mântuiți numai prin credință, dar după aceea, după ce ai fost mântuit prin credință, continui prin ce? Prin fapte. Și vorbim de biserici evanghelice. Nu vorbim de catolici sau de ortodoxi. Și au ajuns biserici evanghelici să predice la un. Puteți să ascultați pe internet o grămadă de predici din astea. La oameni care zic, noi venim și noi de la reformă, noi credem și noi numai prin credință, cum spune Biblia, și practic predică altceva. Vă dau un exemplu. Zic cu oamenii așa, zice, dacă ar veni Domnul Iisus Hristos acum, de exemplu, să-și răpească biserica, și s-ar uita și ne-ar pune într-un fel în balanță pe noi și ar vedea. Care dintre ei e pregătit? Păi uite, Andrei nu prea s-a rugat săptămâna asta sau de mai mult timp, sau nu prea au făcut nu știu ce fapte, sau nu o trăi, nu cum așa. Uite, pe jumate dintre noi ne ia, pe restul nu ne ia. Și ne lasă să trecem prin necazul cel mare ca să fim mântuiți prin suferință. Eu vă întreb, dacă suntem mântuiți prin suferință, mai suntem mântuiți prin credința în Hristos sau nu? Păi nu mai suntem mântuiți prin credința în Hristos. O parte din mântuire mi-e dată prin credință, o parte mi-e dată prin suferință. Mă chinui necazul cel mare, mă chinui anticrist.
Mă chinuie lumea asta și mă persecută ca să fiu mântuit. Nu mă mântuie jertfa lui Hristos. Mă mântuie suferința pe care mi-o provoacă anticrist. Asta e o erezie. E o aberație. E o aberație. Să zice, vă citez acum și nu am niciun fel de probleme să vă spun. Președintele cultului pentecostal, vă citez, asta spune. Asta a spus el cu gura lui. Zice, da, suntem mântuiți prin credință, dar noi ne păstrăm în mântuirea lui Dumnezeu. Noi, prin faptele noastre. Trebuie să avem noi grijă. Noi, că altfel suntem pierduți. Deci da, la începutul mântuirii mi-e dă Dumnezeu, dar restul trebuie să-l fac eu. Da, cu ajutorul Dumnezeu, dar eu trebuie să-l fac. Aici e o problemă foarte gravă, să știți. E o problemă. Pentru că vorbim despre o mântuire lucrată în două feluri. O încep prin credință și o termin prin fapte. O încep prin Duhul și exact cum spune Pavel în Galateni și spune cine vă predică alte evanghelie să fie anatema sau blestemat. Voi care ați început prin Duhul, zice, vreți să sfârșiți prin firea pământească? Ați început prin puterea Duhului, prin darul Duhului sunt și acum vreți să vă duceți să continuați prin faptele voastre? Nu se poate. Mântuirea se începe prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos și se continuă la fel. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că după ce Petru spune că am început prin credință, versetul 2 spune așa, harul și pacea să vă fie înmulțite. Ca să-ți fie înmulțit ceva înseamnă să-l ai deja, nu? Asta înseamnă că ei aveau deja har de la Dumnezeu și aveau deja pace cu Dumnezeu. Ei nu încercau acum prin credință să se împace cu Dumnezeu. Ei erau împăcați cu Dumnezeu. Și zice că viața de credință se continuă cum? Prin har și prin pace. Cum am fost mântuiți? Prin har și prin pace am fost mântuiți. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos. Prin harul Domnului Iisus Hristos. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și atunci vine la voi ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte? Ca să nu se laude nimeni. Ca să nu se laude nimeni. Vedeți dumneavoastră, viața de credință, viața cu Dumnezeu, se continuă tot prin har. Nu începe prin har și după aceea schimbăm macazul. Schimbăm frecvența și trecem prin fapte. Ce este harul? Harul este favorul nemeritat pe care Dumnezeu ne-l face nouă unor oameni care nu merităm absolut nimic. Asta e harul. Dumnezeu acționează față de noi în ciuda ceea ce suntem noi. Câți dintre noi, eu mai aud lucrurile astea și în același timp mă și întristează, dar și îmi vine să râd. În unele adunări la cina Domnului se spune, pot să se împărtășească cei care sunt vrednici. Niciunul. Doamne ferește, ce aberație asta? Care-i vrednic? Eu m-aș teme să mă ridic de pe bancă, că m-ar trăzniți Dumnezeu acolo. Când zice fratele să ridice cine-i vrednic. Păi nu-s vrednic. Cum să mă ridic aici? Ca Uza. Care întinde mâna. Îți vrednic, Doamne, să ating chivotul. M-ar trăzi Dumnezeu pe loc acolo. Ce, îți vrednic? Eu îți vrednic. Păi dacă îți vrednic, de ce mai muri Hristos? Eu îți vrednic, eu de jertfa lui Iisus? Nu! De asta vin acolo. Nevrednicul vin. Păcătosul vin acolo. Eu! De asta vin acolo, că-ți nevrednic. Dar vrednicia pe care Dumnezeu o cere este să gândești corect la jertfa Domnului Iisus Hristos. Ești vrednic când știi că ești nevrednic. Așa așteaptă Dumnezeu să vii. Nu să te bați cu pumnul pe cafereseu. Doamne, ăsta nu-i vrednic. Dar eu sunt vrednic. Viața de credință. Asta e lucru pe care vreau să-l subliniez. Viața de credință se continuă prin har. Și harul acesta nu-l producem noi. Sufletul omului nu este o fabrică de har. Sufletul omului este o fabrică de păcat. Asta este sufletul omului. Viața de credință se continuă prin harul pe care îl înmulțește Dumnezeu. Auziți ce spune? Harul și pacea să vă fie înmulțite. Se mai obișnuiește în unele discuții, în unele relații, în unele zone din lumea asta și din țara asta și dintre credincioși să se spună. Să ai har. Sau unii spun, domnule, cum a fost la întâlnirea aia? Cum a fost la adunare? Și oamenii obișnuiesc să spună câteodată, a fost? Sau un predicator care are har. Cum știm că a avut har? De exemplu, cum știi că azi ai avut har? Sau că ai avut săptămâna asta har? Că ți-o mereți bine, că ai bani? Că ai reușit să muncești? Că ai reușit să mai faci ceva la casă? Că ai reușit să ceva? Cum știi că ai avut har? Textul ne spune cum. Textul spune că începem prin credință și continuăm prin har, care nu este înmulțit de Dumnezeu. Dar cum? Nu știu, acum m-aș bucura să nu fiți în situația asta. Să fi avut totdeauna o viață din asta spirituală, numai în urcuș. Doamne, te simți mai tare, tot mai tare pe zi ce trece. Bine ar fi. Slavă Domnului. M-aș bucura să fiți asemenea exemple pentru credincioși. Dar uitați că uneori simțim lucruri contrare. Că în loc să urcăm, coborâm. De ce? De ce
simțim că nu avem suficient har, că nu ne este înmulțit harul. Textul ne spune de ce. Spune, harul și pacea să vă fie mulțite, Dumnezeu face lucrul acesta, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Un individ, un credincios, o adunare, o grupare, cum vreți să numiți dumneavoastră, are har atâta timp cât adunarea respectivă sau individul respectiv își concentrează atenția spirituală față de persoana lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Atâta. Dacă Domnul Iisus Hristos este în centru, din El vine harul. Zice că vine prin cunoașterea Lui. Dacă cântările noastre sunt despre Hristos, dacă rugăciunile noastre sunt către Hristos, dacă viața noastră întreagă înțelegem că depinde de Hristos, atunci primim har. Ce spune Domnul Iisus Hristos atât de clar în Ioan capitolul 15? Despărțiți de mine? Eu nu știu câți credincioși cred asta. Că nu putem face nimic. Doamna, să înțelegeți că nu ne putem ridica la propriu nici fizic, nu mai vorbim de lucrurile spirituale. Nici fizic nu te poți ridica din pat fără voia lui Hristos. Pentru că spune Scriptura foarte clar în Coloseni capitolul 1, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Domnul nostru Iisus Hristos este acela care ține tot universul în mâinile Lui. Tot universul în mâinile Lui. De la futuraș, de la țânțar, de la cele mai mici insecte care zboară prin universul ăsta, la molecule, de la tot ce există, până la cele mai grandioase lucruri din universul acesta, toate sunt ținute prin persoana Domnului Iisus Hristos. Dar rămite viața noastră spirituală. Noi nu putem nici să voim, nici să înfăptuim ceva fără Domnul Iisus Hristos. Harul ne vine prin persoana Domnului Iisus. Oare cum ar trebui să arate viața noastră în fiecare zi? Deschizând cuvântul lui Dumnezeu și căutând în cuvântul lui Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos. Că El este pe fiecare fil al Sfintei Scripturi. Tot Vechiul Testament arată spre El. Tot Noul Testament vorbește despre lucrarea pe care El a făcut-o. Așa primim har. Așa pierd adunările harul. Când Domnul Iisus Hristos este dat la o parte. Este neglijat. Că oamenii au slujbe, au programe, au liturghii, au tot felul de lucruri. Și Hristos este... Așa multe familii sunt lipsite de har. Când persoana Domnului Iisus Hristos este trecută cu vederea de acolo. Pasajul este foarte, foarte, foarte bogat. Dar aș vrea să rămânem cel puțin cu aceste două principii pe care le observăm în versetul 1 și în versetul 2, principii despre viața de credință. Fundamentale. Fundamentale. Viața mea de credință, viața mea spirituală, mântuirea mea a fost primită prin credință și a fost procurată ca un dar de la Dumnezeu de Domnul nostru Iisus Hristos. Este ceva scump. Este ceva prețios. Mi-a dat-o Domnul Iisus Hristos, a cumpărat-o la cruce de la Golgota și mi-a dăruit-o mie. Da? Și al doilea lucru, viața aceasta spirituală, viața aceasta cu Dumnezeu, viața de credință, numiți-o cum vreți, mântuirea noastră, se continuă pe același principiu, al harului. Nu pe principiul faptelor, pe principiul harului, care este mulțit de Dumnezeu doar în relație cu persoana Lui. Noi nu avem secrete. Noi avem niște coduri din astea spirituale, mistice, prin care avem mai mult har. Cât timp ființa noastră este concentrată spre Domnul Iisus Hristos, cât timp adunările noastre sunt concentrate spre persoana Domnului Iisus Hristos, spre dumnezeire, atâta timp avem har. Cât timp ne întoarcem ochii de la El și ne apucăm și ne ocupăm de multe și de multe alte lucruri, harul se duce. Și vin alte lucruri în loc. Gâlceavă, bârfă, dezbinare, satana ne dă El de lucru că o să plictisească de câtă treabă ne-o dat nouă și o facem noi munca Lui de atâtea ori. Să dea Dumnezeu să înțelegem principiul acesta al credinței, care este darul lui Dumnezeu, care este un dar câștigat de persoana Domnului Iisus Hristos la cruce de la Golgota, un lucru extraordinar de prețios, și să înțelegem și principiul acesta al harului, principiul pe care se bazează întreaga noastră viață.